Bună ziua, bună ziua, oameni buni! Haideți că a început coacerea și la roșiile mele. Eram puțin îngrijorat că întârziau, dar au început destul de bine să se coacă. Haideți să vă arăt cum dau semne de coacere roșioarele mele. Artușu, tata, au început să cacă roșioarele, tata meu. Da. Se coc roșioarele. Hai să vedem ce avem pe aici. Așa, ia uite ce avem roșioare. Uite, primul etaj și a început și al doilea. A început să coacă. Hai mai încolo. Și aici... Uite-le ce frumos. Da, hai, tata, hai. Și aici și pus să pârguie toate. Una mai avansată. Hai, tata, hai. Hai, băiatul. Și aici avem început. Aici mai avansate. Da. Hai, băiat, hai. Cartuș și roșiile. Da. Ce frumușele sunt. Frumușele. Ciorchine aici. Frumos. Aici. Da. Au început și în partea asta. Pe partea asta, al soi, maidanezele mele, dă semne și pe la gigant. Aici am favorit. Zaren. Și parcă am văzut că începe și pe aici, pe undeva. Uite, asta mare. Uite ce se coace aici. Și asta a început să pârguie. Uite, se colorează și mai târzii. Mai târzii, dar au început. Dau semne. Astea sunt mai târzii, astea gigant. Dar vor începe și ele. Aici a început una, cerchinele ăsta, asta de aici, frumoasă. Și aici, uite ce frumușele sunt. Frumușele. Prea mi-am îngrijorat că nu mi se coc roșiile. Aici deja mi-am lăsat un castraveten pentru sămânță. Și mai am unul aici. Lăsat. Ăștia sunt castraveți albi, fără un pic de pat. Și uitați-vă ce am aici la inima boului. E bunie. Mi se pare că am văzut și pe aici că au început pe la inima boului. Astea galbene încep și ele. Am una aici. Uitați-o, a început și asta galbenă. Uite ce ciorchine, mă, ce... Da, încep ușurel. Încep să coacă. Ce buchet am aici la inima de bou. Frumos. Astea roz galbene sunt imense, mari, frumoase. Uite ce mare asta. Da. Și
arde, cap ea rodește bine. Deja ăsta a legat și mai sus. Arată bine, bine. Bine, bine. Și pe aici a legat. Uite, și aici. Frumos. Frumușei. Și ardeiașii. Dar ușioarele, ăsta e cel mai, dar uitați-vă aici, deci aproape are mai multe roșii decât frunza. Uite încă una încoacere mare aici. Ce rod pot avea? Uitați, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etaje deja formate și mai au înflorite încă 3. Da. Ia uitați ce e acolo. Nebunie. Nebunie. Nici nu știu cum să le cuprind pe toate. Și aici, de rod, pline de rod. Ia uitați-vă ce e aici. Astea sunt în formare. Ce nebunie aici. Și mai e un etaj și încă unul în formare aici. Da. Interesant. Acum o să văd ce gustau primul an care pun soiul ăsta. Așa producție, sunt mai multe decât șerii pe un ciorchine, dar mai mari, mult mai mari. Uite ce frumos e ciorchinul ăsta. Da. Încep. Am și la ora asta la 7:20 încă e cald în solar, foarte cald. Haideți să vă arăt și pe exterior la căței. Paznicul meu nu mă lasă. Da. Uitați ce e aici. Uitați ce ochii de acolo. Nebunie. Astea mai târziu sunt cele roz și dincolo cele galbene. Sunt mulțumit de ce spun roșiile mele. Bun. Am și butoiul umplut. Mâine dimineață să dau drumul la instalație. Gata. Deci observați că nu mă mișc fără domnul Cartuș. Și vărzuca arată bine, bine. Ceapa deja se culcă și pe partea cealaltă. Da. Cam așa e în solarul meu și în grădina mea. Hotași munștri acolo. Dar
E clar că a început coacerea și la mine. Da, satisfacția muncii pe care o fac, o fac de plăcere, de pasiune. Nu sunt grădinar profesionist, dar am satisfacție. Mulțumesc de vizionare, mult spor, multă sănătate și să ne auzim cu bine. La revedere!